dar n-aș vrea să ies nepregătit. Distrugător de impresionant idealistul acestui condamnat pe viață, el speră și crede cu tărie că va iubi iubirea vieții, că va iubi ochii libertății de dincolo, de gratiile celulei sale. Crede cu tărie în reabilitarea sa morală și în marea sa întâlnire cu noua libertate. Este un fel de dans surd al voinței sale și al speranței. Poate știe să danseze sau nu, indiferent de muzică, el dansează pe ritmurile visurilor sale. Ai spus că în tinerețe erai o fire impulsivă. Te vezi rezistând răutăților celor de afară. Mi-ai povestit mai devreme, e posibil să strige criminalule, ucigașule. Da, asta fac. Cum vei reacționa? Da, nu, asta chiar mă antrenez de multe. Bine, și aici să spun și asta. Însă, cred că, adică așa afară ar cântări mai mult. Ce să spun? Eu mi-am asumat și mi-asum lucrul ăsta. Nu mă văd un criminal. Nu m-am văzut niciodată, niciodată n-am intenționat și n-am dorit moartea nimănui. Însă știu că trebuie să accept lucrul ăsta. Până la urmă, din cauza mea, am murit doi oameni. Și asta este. Trebuie să am reacții, ca să zic așa, de a răspunde într-un mod negativ. Pur și simplu are dreptul să îmi spună într-un fel, mă gândesc că oamenii care ar striga după mine ar trebui să deranjeze într-un fel. Eu mizez pe comportamentul meu, cum aș deranja. Pentru că, cred că am ajuns la înțelepciune și la nivel de și de gândire și de experiență până la urmă, să pot să mă încadrez, să caut oameni cu care să am lucruri în comun și să aprecieze și la mine. Când zic că are ce să aprecieze. Sunt multe lucruri pe care nu le știe. Sunt multe lucruri pe care le știe, situații albe și situații negre. Însă, în acest dans al ideilor și al stărilor, condamnatul Eugen Nițu are o certitudine, una pentru care războiul său cu speranța și cu destinul trebuie dus până la armistițiu. Care este primul lucru pe care ți-l dorești să-l faci în momentul în care vei fi liber din nou? Sunt o armonică. Pentru asta lupt acum să plec în permisie. Foarte mult. Aș vrea să mă duc în permisie. Mamica e foarte, ca zic așa, într-o situație foarte grea. Încercările s-au amprentat foarte tare. Și pentru mine, dar și pentru dânsa, faptul că dacă ar fi eu nu cred că e. Însă crede că noi mai ieșim de aici. Și-a format o mentalitate, înștiințându-o și pe însă și major.